Eclesiastul, viața între tinerețe și bătrânețe. Vă spuneam cu câteva săptămâni în urmă că am trecut printr-un eveniment tragicomic. Și vreau să vă relatez, pentru că spune ceva despre pasajul de astăzi. M-am dus să mă tund și m-am dus la un salon de frizerie, de coafură. M-am programat, am deschis ușa, am intrat în salon, toate doamnele erau la locul lor, lucrau. Îmi dau jos haina de pe mine și mă duc să o agăț într-un cuier. Lângă cuier era un scaun, un scaun pe care stătea o domnișoară tânără. Am aflat ieri sau astăzi că avea 19 ani. Am făcut cercetări și am aflat. E foarte importantă vârsta. Domnișoara stătea pe scaun lângă cuier. Eu eram singurul client în așteptare, în afară de domnișoara. M-am dus spre cuier, mi-am agățat haina în cuier și dau să mă întorc, să mă apropie mai mult de scaunul unde eram programat și urma să intru în câteva minute pentru că avea un client. În momentul în care mi-agăț haina, ca dintr-un arc, domnișoara de 19 ani se ridică în picioare și îmi spune: vă rog să luați loc. Și eu spun: nu, mulțumesc, nu, vă rog să luați loc, să stați liniștită. Nu, dar insist, dar vă rog să luați loc. Nu, mulțumesc frumos. E bine, te rog să șezi. Nu, dar vă rog să ședeți. În momentul în care am început să mă gândesc, oare așa bătrân arăt? Adică, dacă era un băiat care se ridica în picioare și îmi dădea locul, ziceam: sunt mai în vârstă ca el și mă lasă. Dar o domnișoară să-mi dea locul mie? Am stat după aceea pe un alt scaun, că am refuzat să mă pun jos, am stat pe un alt scaun și am început să meditez și am spus: nu pot să cred că am ajuns momentul ăla în viață în care domnișoarele, femeile tinere, îmi oferă locul mie. Și povestea continuă în alte feluri. Hai să spun așa. Cred că Dumnezeu a început să facă așa un pic de haz de necaz cu mine. Pentru că la câteva zile după evenimentul acesta traumatic din viața mea, cred că nu o să mai merg în locuri publice decât însoțit. După momentul acesta traumatic în viața mea, la câteva zile, cineva pune sare pe rană. Primesc un e-mail de la o cunoștință, prieten cunoștință, n-am mai vorbit cu el de ani de zile, și trimite așa un e-mail din ăla. Și e-mailul avea un atașament, un PowerPoint cu titlul Despre bătrânețe. Mamă. Îl deschid. Slide-ul, PowerPoint-ul era cu muzică. Dau drumul, pornește muzica pe fundal. Și primul slide, prima propoziție, era următoarea, pe o muzică diafană, melodioasă. Vine o zi când cineva, în metrou sau în autobuz, îți oferă amabil locul. Tușe. E bine, haz de necaz continuă. Mai jos, un alt e-mail. Cineva a apăsat pe rană. Un e-mail în care primesc o poezie. O poezie cu titlul De ce să te plângi? Să vă citesc. De ce să te plângi dacă ai de toate? Argint în păr, aur la dinți, nisip la rinichi, zahăr în sânge, cataractă la ochi, pietre la ficat, titan la proteze, plumb în sânge, apă la genunchi, fier în articulații și peste toate o inepuizabilă sursă de gaze naturale. Continua e-mailul. Niciodată nu m-am gândit că începând de la o anumită vârstă aș putea ajunge să reunesc atâtea bogății.
Continua e-mailul. Dacă astăzi ridici brațele, îndoi genunchii, rotești gâtul și auzi pârâituri, nu ești bătrân, ești crocant. Și am făcut așa cu gâtul meu. Și am auzit pârâituri. Auci! Vă vine să credeți că povestea nu s-a încheiat nici măcar aici? Cineva răsucea cuțitul în rană și primesc un alt e-mail. De la aceeași persoană de la care primisem primul e-mail, la câteva zile, cu următorul citat acolo. Când oamenii încep să-ți spună ce tânăr arăți, înseamnă că nu mai ești tânăr. M-au ciuruit. Vrând nevrând, și voi veți ajunge tot acolo. Dar să vă spun ceva, Solomon mă îndeamnă să vă spun ceva în această seară. Vreau să vă spun un lucru și anume, tinerețea nu ține atât de mult de vârstă, cât de mentalitate. Am văzut oameni tineri îmbâxiți de o seriozitate amară, numind-o spiritualitate. Și am văzut oameni în vârstă plini de vitalitate și de veselie. Am văzut tineri rigidizați în tradiții prăfuite, lipsite de orice sens, și bătrâni relaxați și deschiși la nou. Am văzut tineri care condamnă veselia și joaca, și bătrâni plini de voie bună. Pentru că oamenii nu se opresc din joacă pentru că îmbătrânesc, ci îmbătrânesc pentru că se opresc din joacă. Începi să îmbătrânești când încetezi să te mai joci. Și de aceea, în ce mă privește, am decis să continui să mă joc. Sigur, în perimetrul ascultării de Dumnezeu. Suntem prinși și tributari tiparelor culturale, sau mai bine zis, subculturale, în care am crescut cei mai mulți dintre noi. Și problema cea mai mare cu noi, tinerii, este că nici măcar nu ridicăm întrebări cu privire la aceste tipare. Le luăm de bune și le evaluăm foarte puțin. Și s-a prins de noi un strat de asceză creștină, care n-are nicio noimă, dar noi o confundăm cu maturitatea, cu spiritualitatea. Și avem impresia că o seriozitate amară, că o viață ascetică îi este mai dragă lui Dumnezeu decât o viață plină de voie bună. Pentru că în comunitatea noastră a fi morocănos este de multe ori confundat cu a fi spiritual. Viața între tinerețe și bătrânețe. Haideți să intrăm în această călătorie a lui Solomon în câteva minute. Citind textul, o să-l citim pe parcursul acestei serii. Dar citind acest text, primul lucru care îmi vine în minte este următorul. Timpul este unul dintre cele mai fascinante lucruri din existența umană. Nu știu dacă v-ați gândit vreodată. Iar viteza cu care percep că trece timpul este uluitoare. Parcă era ieri sau alaltă ieri. Când îmi dădeam examenele la facultate, când mă duceam la examenul de mecanică, inclusiv acum am gustul ala în gură, parcă a fost ieri sau alaltă ieri. Parcă a fost ieri sau alaltă ieri când o așteptam pe Ramona în fața Facultății de Științe Economice, clădirea Curții de Apel de astăzi, la terminarea cursurilor, și mergeam împreună spre casă povestind până târziu. Parcă era ieri sau alaltă ieri. Parcă era ieri sau alaltă ieri când îmi purtam băieții înhămați pe calea dorobanților
cu hamul acela modern ce-l aveam. Parcă a fost ieri sau alaltă ieri. Timpul este uluitor. Este fascinant. Iar viteza cu care percepem trecerea lui este incredibilă. Avem 24 de ore în fiecare zi, fiecare dintre noi. S-ar putea să nu avem aceeași cantitate de bani, dar avem exact aceeași cantitate de timp fiecare dintre noi. Și cu toate acestea, ziua de azi, de exemplu, a fost foarte lungă pentru unii și foarte scurtă pentru alții. Dar a trecut aceeași cantitate de timp. Uneori când asculți o predică, parcă timpul trece chinuitor de încet. Alteori, parcă abia a început, când deja s-a și terminat. Mi se pare fascinant modul nostru de a percepe timpul. Cum trece timpul? Timpul zboară la viteze supersonice uneori, iar alteori se târâie pe lângă noi ca un melc. Pasajul de astăzi vorbește despre timp. Timpul care accelerează pe lângă noi, punând în contrast două categorii de vieți. Tinerețea și bătrânețea. Și am ajuns la următoarea concluzie. Tinerețea vine atât de încet, dar trece atât de repede. În schimb, bătrânețea vine atât de repede și trece atât de încet. Gândiți-vă, când aveați 12, 13, 14 ani și câteva luni și erați întrebați câți ani aveți, ați fi spus 15. Ajungi către 50 de ani și când ești întrebat câți ani ai, 40 și ceva. Pentru că tinerețea vine tare încet, dar trece atâta de repede. În schimb, bătrânețea vine atâta de repede și trece chinuitor de încet. Solomon privește viața din perspectiva bătrâneții în care se află și încearcă cu ardoare să transmită niște înțelepciune tinereții. Încearcă să spună ceva tinerilor, să scoată maximum posibil din timpul pe care îl au pe pământ. Știți de ce? Aș putea să încerc să o pun în felul următor. Pentru că bătrânețea este o boală de care nu scapă nimeni. Tinerețea, dimpotrivă, este o boală din care ne revenim la tinerețe. Primul lucru pe care îl face Solomon este să privească la viață și să ne reamintească ce minunăție este. Tânăr sau bătrân, fiecare an, fiecare zi este o binecuvântare. Și textul nostru începe în Eclesiastul 11 cu 7. Ascultați! Dulce este lumina și o plăcere pentru ochi să vadă soarele. Ce să însemne această afirmație a lui? Dulce este lumina și o plăcere pentru ochi să vadă soarele. Când vine din gura unui om în vârstă, nu poate însemna altceva decât mulțumește Domnului pentru fiecare zi în care deschizi ochii și vezi lumina soarelui. Fiecare zi este un dar. Și apoi continuă în versetul 8. Deci dacă un om trăiește mulți ani, să se bucure în toți anii aceștia și să se gândească ce multe vor fi zilele de întuneric. Tot ce va veni este deșertăciune. În alte cuvinte, ce spune Solomon este următorul lucru. Vei valoriza viața aceasta mai mult dacă îți amintești că vei fi mort mult mai mult timp decât vei fi viu. Sau, altfel spus, sentimentul vieții sporește atunci când viața este privită din perspectiva finitudinii ei.
din perspectiva faptului că vei muri. Când o privești din perspectiva asta, atunci pricep valoarea vieții mult mai mult. Și sigur, să ne aducem aminte că viața de după viață era o nebuloasă pentru evreii de atunci. Informațiile lor cu privire la viața de apoi erau minime, minime. Și de aceea Solomon trage astfel de concluzii. Dar chiar și astăzi, când avem o imagine mult mai clară cu privire la viața de apoi și ce va fi atunci acolo, chiar și astăzi, viața de aici, de pe pământ, este valorizată mai mult dacă te gândești că trece. Altfel îți treci viața știind că vine o zi în care vei muri. Dar, pentru că evident este o diferență între tinerețe și bătrânețe, Solomon face un apel către orice tânăr să-și trăiască viața pentru că, aduceți-vă aminte, tinerețea vine încet, dar pleacă repede. Și astfel continuă în versetul 9 și 10. Foarte cunoscutul verset din cartea Eclesiastul. Reascultați-l. Bucură-te, tinere, în tinerețea ta și fii cu inima veselă cât ești tânăr. Umblă pe căile alese de inima ta și plăcute ochilor tăi, dar să știi că pentru toate acestea te va chema Dumnezeu la judecată. Gonește orice necaz din inima ta și depărtează răul din trupul tău, căci tinerețea și zorile vieții sunt trecătoare. Tinerilor, spune Solomon, valorificați-vă tinerețea. Și tot ceea ce urmează după această afirmație este o listă nu de nu-uri, ci o listă de da-uri. Nu urmează o listă de ce n-ai voie să faci, ci vine o listă de ce ai voie să faci. Fă ceea ce vrei să faci. Exploră posibilitățile. Gonește orice necaz din inima ta. Nu te lăsa doborât de anxietate. Ce diferit sună îndemnul lui Solomon față de mentalul nostru ascetic creștin, în care în mentalul nostru cam așa ar putea fi puse lucrurile. De exemplu, un bun lider de tineret este acela care știe ce își doresc tinerii și este foarte abil în a împiedica să facă ceea ce își doresc. Solomon zice, bucură-te, valorifică-ți viața la maxim, dar fă-o în perimetrul voii lui Dumnezeu, pentru că El te va chema la judecată. Nu știu dacă simțiți diferența de perspectivă aici. Viața este o împletitură de oportunități și responsabilități. Așa că, în alte cuvinte, îndemnul lui Solomon ar putea suna așa. Bucură-te de toate oportunitățile scoase de Dumnezeu în calea ta, împlinindu-ți toate responsabilitățile față de El, de Dumnezeu. Aici mi se pare secretul vieții, aici, pe pământ. Trăirii vieții aici pe pământ. Bucură-te de toate oportunitățile pe care Dumnezeu ți le scoate în cale, împlinindu-ți toate responsabilitățile față de El. De foarte multe ori ne punem propriile noastre îngrădiri din dorința de a părea mai spirituale, de a face un anumit soi de impresie în cultura în care am crescut. Nu ne cere nimeni, nici măcar Dumnezeu. Dar noi ne le autoimpunem, ne autoimpovărăm ca să impresionăm pe Dumnezeu și pe semenii noștri din comunitatea noastră. Este multă înțelepciune în sfatul acesta. Bucură-te de toate oportunitățile scoase Dumnezeu în cale, împlinindu-ți responsabilitățile față de El. Sfatul acesta vine pentru tineri pentru că aceștia
sunt în perioada cea mai expusă uitării lui Dumnezeu. De ce? Odată, pentru că viața oferă atâta de multe la această vârstă și ești pur și simplu copleșit dacă nu te disciplinezi să gândești. Și de aceea Solomon spune tinerilor astfel de lucruri. Da, îți vine să faci tot ce vrei. Fă în perimetrul ăsta al voii lui Dumnezeu. Altfel te costă. De ce? Sfatul este pentru tineri, pentru că Dumnezeu este perceput de mulți la această vârstă ca unul care caută să-ți altereze plăcerile, ca un fel de ucigaș al bucuriei, care când vede că te bucuri un pic, vine și te strânge cu ușa. Și Dumnezeu nu e așa. Nu uitați tot demersul lui Solomon. Orice lucru și are vremea lui, toate de la el vin. Orarul vieții vine de la Dumnezeu. Iubitul își are vremea lui, urâtul își are vremea lui. Când e vremea iubitului, bucură-te. Când e vremea urâtului, plânge. Râsul și plânsul au vremea lui. Orarul vieții tale și a mele este în mâna lui. El le dă, dar noi facem altceva. Este vremea râsului și vremea plânsului. Când e vremea plânsului, plângem. Când e vremea râsului, mai bine să plângem, că suntem mai spirituale. Facem impresia mai bună, mai maturi. Existența pământească este împlinitoare doar în perimetrul ascultării de Dumnezeu. De ce? Din două motive. El ne-a creat și știe cum funcționăm la parametri ideali. Și în al doilea rând, El va aduce la judecată fiecare faptă făcută de noi. Caracterul Lui îl obligă să facă asta. Și asta reglează toate oportunitățile care ne ies în cale. Faptul că va fi o judecată, și Solomon o afirmă foarte clar. Și Pavel o afirmă și mai clar în 2 Corinteni, în capitolul 5, unde spune căci toți trebuie să ne înfățișăm înaintea scaunului de judecată a lui Hristos, pentru ca fiecare să-și primească răsplata după binele sau răul pe care îl va fi făcut când trăia în trup. De aceea repet acest mare adevăr de viață. Existența pământească este împlinitoare doar în perimetrul ascultării de Dumnezeu. Pentru că El ne-a creat și știe cum funcționăm. Și pentru că El pedepsește neascultarea. Dar atunci se ridică o întrebare filozofică și foarte profundă. Și aș vrea să vă stimulez puțin gândirea cu această întrebare. Dacă așa stau lucrurile și urmează o judecată, de ce ne-a mai creat Dumnezeu? Ca să ne trimite în iad pentru veșnicie dacă ne ascultăm de El? Mai bine nu m-ar fi creat. N-ar fi fost mai bine să nu ne fi creat și astfel nu am fi fost expuși unui destin veșnic în iad pentru neascultare? N-ar fi fost mai bine inexistența decât existența după ce ne-a mai adus în viață? Fiți foarte atenți. O astfel de întrebare pleacă de la premiza că inexistența ar fi superioară existenței. Dar mă întreb, oare așa să fie? Nu putem ști. Pe ce bază spun eu că inexistența este superioară existenței? N-am nicio bază să spun una ca asta. Dar invers. De ce ar fi atunci existența, ființarea noastră, superioară inexistenței sau neființării noastre? De ce existența ar fi mai bună decât inexistența atunci? Nu știu. Dar cred că este. Cred că existența este superioară inexistenței. Cine știe ce înseamnă să nu existi? Nimeni. Așa cum nu ai nici măcar o amintire de sine din timpul existenței tale intrauterine, oare nu ar fi cel puțin probabil să fie ceva asemănător și cu perioada de dinainte de existența ta pământească?
Ar fi posibil. Nu vreau deloc să duc gândul acesta mai departe, pentru că ar fi speculație pură și poate chiar periculoasă. Ce-i cu noi înainte de a exista? Înainte de a fi conștienți de sinele nostru? Nu știu. Dar tot ceea ce vreau să spun este faptul că am încredere că existența pământească este superioară inexistenței. Altfel, un Dumnezeu bun nu ne-ar fi adus în viață, nu ne-ar fi lăsat să ne naștem. Și un astfel de gând mi se pare uriaș și încurajator. Tu nu ești un accident în această lume. Dumnezeu a ales să te ființeze. De ce? Pentru că a fi în ființă e superior a fi în neființă. Tu nu ești un accident în această lume, chiar dacă părinții nu te-au planificat și poate simți asta cu multă durere. Dumnezeu a făcut-o. Ai fost în mintea Lui înainte de a fi în mintea părinților tăi. Și mi se pare uriaș gândul acesta și plin de încurajare. Eu sunt aici pentru că Dumnezeu a vrut să fiu aici. Și dacă Dumnezeu a vrut să fiu aici, înseamnă că e bine pentru mine. Dacă există părinți nelegitimi, nu există copii nelegitimi. Nici unul dintre noi nu suntem nelegitimi. Dumnezeu a vrut să ne aducă în ființă. Și dacă e așa, atunci și tu și eu avem un rost în lumea asta. Și mi se pare un gând plin de încurajare. Eu nu sunt degeaba. Și tu nu ești degeaba. Existi pentru că e mai bine să existi decât să nu existi. Și existi sau existând, ești copilul legitim al lui Dumnezeu pe acest pământ. Nu ești un nimeni. Și mi se pare colosal un astfel de gând. Oricât de jos te crezi și de apăsat te simți. Și de respins de oameni. Ești legitim. El te-a ființat ca să ai parte de cea mai împlinitoare existență posibilă. Existență desăvârșită în prezența lui Dumnezeu. Mai mult de atâta nu se poate. Dumnezeu te-a pus în ființă ca să-ți dea ocazia unei existențe în prezența Lui. Mai mult de atâta nu se poate. Să-ți facă parte de cea mai extraordinară și împlinitoare existență, prezența Lui. Și de aceea cred că a exista este superior față de a nu exista. Am încheiat paranteza. Dar este un gând colosal dacă stați să-l rumegați un pic. Și pentru că Dumnezeu te-a dus în ființă ca să îți dea o existență în prezența Lui, împlinitoare, infinit împlinitoare, ceva mai mult decât care nu poți să-ți imaginezi, capătă sens faptul că Dumnezeu sfătuiește, mustră, imploră, pedepsește ca să ne trezească interesul pentru cea mai încântătoare existență din orașul de sus, în prezența Lui. Sigur, cu condiția ascultării de El. Și până la urmă, hai să gândim la extrema cealaltă. Și până la urmă, ce e așa de greu să asculți de El? Ce e așa de greu să asculți de El? Nu fura, nu minți, nu pofti ce nu-i al tău, nu curvi, cinstește-ți părinții. Ce e așa de greu să le respecti pe toate astea? Ce? E chiar așa de greu să spui nu iau ce nu-i al meu? E chiar așa de greu să spui adevărul când o minciună te-ar scăpa? Ce e așa de greu până la urmă? Poruncile Lui nu sunt grele?
natura noastră păcătoasă lăsată fără frâu ne dă impresia că poruncile lui sunt grele. Dar nu sunt grele! Ce așa de greu să-ți cinstești părinții? Ce așa de greu să fii onest? Ori de câte ori ai ocazia, sau de fiecare dată când ai ocazia, ce așa de greu? Ce lucru atât de grele ne cere Dumnezeu? Dar noi nu. Noi interpretăm, ne justificăm, filozofăm și nu-L mai ascultăm. Și ne-am făcut viețile atât de sofisticate încât nu ne mai descurcăm printre ele. Nu există nimic mai costisitor în existența noastră decât păcatul. Așa că îndemnul lui Solomon este acesta până la urmă. Bucură-te de viață! Dumnezeu ți-o dat-o! Bucură-te de viață! Dar nu pe cheltuiala ascultării de Dumnezeu. Bucură-te la maxim de viață, dar nu pe cheltuiala ascultării de Dumnezeu. Va fi mult prea costisitor pentru tine. Vei ajunge la faliment. Și apoi demersul lui Solomon intră în capitolul 12, versetul 1. Ascultați-l. Dar adu-ți aminte de făcătorul tău în zilele tinereții tale, până nu vin zilele cele rele și până nu se apropie anii când vei zice nu găsesc nici o plăcere în ei. Îndemnul este iarăși foarte clar și îl spune un om bătrân care a ajuns unde a ajuns ratându-și tinerețea. Îți spune, caută-L pe Dumnezeu din tinerețe. Ai prea multe de pierdut să nu o faci. Nu mai poți recupera pierderile și trăiești cu regretele zilei de ieri. Și spune un om care le-a gustat. Un pastor îmi povestea de un om de la el din biserică care venea la toate activitățile copiilor. La toate activitățile bisericii. De la copii, la întâlnirile de copii, vrea să meargă în tabere, vrea să meargă... Absolut orice activitate era în biserică, se ducea și el, participa și el. Și când a fost abordat și întrebat de pastor de ce vine la toate activitățile bisericii, răspunsul lui a fost șocant. Omul ăsta a răspuns în felul următor. Încerc să recuperez timpul pierdut până la 67 de ani când m-am întors la Dumnezeu. Cumva încerca să retrăiască momentele alea ale tinereții care au fugit de lângă el. Se pare trist un astfel de răspuns, că nu mai ai cum să le guști la fel. Dar era modul lui disperat de a ne transmite un lucru. Caută-L pe Dumnezeu încă din tinerețea ta. Și apoi vine și se încheie pasajul nostru cu bătrânețea. Un foarte cunoscut pasaj din Eclesiastul și unul dintre cele mai poetice pasaje din Biblie. Dați-mi voie să le citesc înainte de a ne apropia de încheiere. Ascultați-le ce frumos sunt scrise. Dar adu-ți aminte de făcătorul tău în zilele tinereții tale, până nu vin zilele cele rele și până nu se apropie anii când vei zice nu găsesc nicio plăcere în ei, până nu se întunecă soarele și lumina, luna și stelele, până nu se întorc norii îndată după ploaie, până nu încep să tremure paznicii casei mâinile și să se covoaie cele tari picioarele, până nu se opresc cei ce macină dinții, cât s-au împuținat, până nu se întunecă cei ce se uită pe ferestre ochii, până nu se închid cele două uși dinspre uliță buzele, când uruitul morii slăbește, te scol la ciripitul unei păsări, glasul tuturor cântăreților se aude năbușit, te tem de orice înălțime și te sperii pe drum, până nu înflorește migdalul cu perii albi, și de-abia se târăște lăcusta, până nu-ți trec poftele, căci omul merge spre casa lui cea veșnică și bocitorii cutreieră ulițele, până nu se rupe funia de argint, până nu se sfarmă vasul de aur, până nu se sparge găleata la izvor și până nu se strică roata de la fântână,
până nu se întoarce țărâna în pământ, cum a fost, și până nu se întoarce Duhul la Dumnezeu care l-a dat. Și citind un astfel de pasaj, se poate face o primă observație pozitivă. Și anume, în timp ce omul din afară se degradează pe zi ce trece, asigură-te că omul dinăuntru se renovează în același ritm. Altfel, experiența lui Cioran poate fi și a ta. V-am mai spus vorbele astea ale lui, citez. De multă vreme, spunea Cioran, mi s-a tocit orice disponibilitate religioasă. Secătuire sau purificare? N-aș ști să spun. În sânge nu mai lâncezește niciun zeu. Nu înțeleg cum oamenii pot crede în Dumnezeu, deși mă gândesc la El zilnic. Am încheiat citatul. Pricepeți drama unui astfel de om ajuns la bătrânețe când nu mai are nicio disponibilitate religioasă? Când este împietrit de păcatele tinereții lui și de filozofările tinereții lui? Să spună, nu pot să înțeleg cum oamenii pot crede în Dumnezeu, deși mă gândesc la Dumnezeu în fiecare zi. Dar în aceeași citire liberă a textului despre bătrânețe, găsim și o găsim și două lucruri triste. Această descriere apăsătoare a tinereții ascunde și două lucruri triste acolo. Și anume, faptul că Solomon nu poate privi înainte cu anticipare. Sigur, pesimismul lui Solomon se datora lipsei de revelație privitoare la viața de apoi. Am mai vorbit despre aceasta. Abia când apare Iisus pe scena istoriei, aduce cu sine revelația vieții de apoi. Abia când vine Hristos în istorie, puzzle-ul vieții se completează cu ultima piesă centrală care dă sens întregii existențe. Solomon își descrie această apăsătoare bătrânețe. Și este un prim lucru trist pe care îl auzim. El nu poate privi înainte cu anticipare, că nu știe ce va fi. Apoi, nu numai că nu poate privi înainte cu anticipare, ci Solomon nu poate privi nici înapoi cu satisfacție. Pentru că înspre bătrânețe, Dumnezeu l-a evaluat în felul următor pe Solomon. În 1 Regi 11:9 spune așa: Domnul s-a mâniat pe Solomon pentru că își abătuse inima de la Domnul, Dumnezeul lui Israel, care se arătase de două ori. Citind aceste cuvinte, vedem și ceva trist, nu doar ceva pozitiv. El nu poate privi înainte cu anticipare și nici să privească înapoi cu satisfacție, măcar mi-am trăit viața cum trebuie. Lecția pentru noi ar putea fi următoarea. Frica zilei de mâine și regretele pentru ziua de ieri sunt monștri care ne mănâncă ziua de azi. O repet. Frica zilei de mâine și regretele zilei de ieri sunt monștri care ne fură ziua de azi. Cum ar trebui să trăiesc astăzi ca să nu mai am regrete pentru ieri și frică de mâine? Cum ar trebui să trăiesc astăzi? Încheind pasajul lui Solomon, mi-a venit în minte o experiență traumatizantă din viața Domnului Iisus, cu care și vreau să închei.
Întâlnirea dintre Iisus și tânărul bogat. O găsim în Marcu 10, de exemplu. Tânărul bogat a ajuns la momentul în care a priceput că va pierde totul când tinerețea îi se va duce și bogăția sa va rămâne altuia. Așa că căuta viața veșnică și o căuta la persoana potrivită, la Iisus. Te uiți la el și pricepi un lucru. Omul care are totul din perspectiva pământului nu are destul din perspectiva cerului. Și Iisus se uită la el, știți întâmplarea, și spune așa, în cazul tău este ori banii, ori viața. Iisus a uitat țintă la el, spune textul, l-a iubit și i-a zis, îți lipsește un lucru, du-te de vinde tot ce ai, dă la săraci și vei avea o comoară în cer, apoi vino, ia-ți crucea și urmează-mă. Ați ascultat? Iisus s-a uitat țintă la el, l-a iubit și i-a zis, cum l-o fi iubit? În baza a ce scrie Marcu că Iisus l-a iubit? Poate că Dumnezeu, Domnul Iisus, se uită țintă la cineva prezent aici, azi, și iubindu-l, îi zice, îți lipsește un singur lucru. De la a deveni un ucenic al meu. Doar un obstacol mai este între tine și viața veșnică. Agață-te de Dumnezeu cu tot ceea ce e și tot ceea ce ai. Doar un obstacol te ține departe de Iisus. Și această întâlnire de grad înalt ar putea să-ți transmită următorul mesaj. În seara aceasta aici. Poți trăi acum și plăti mai târziu. Sau poți plăti acum și trăi mai târziu. Repet. Poți trăi acum și plăti mai târziu. Sau poți plăti acum și trăi mai târziu. Tânărul bogat era la un milimetru de viața veșnică. Și a spus nu. Mâhnit de aceste cuvinte, spune textul Scripturii, omul acesta a plecat întristat de tot, căci avea multe bogății. Și a plecat, lăsând în urmă încă o față tristă pe lângă lui, fața lui Iisus. Încrederea tânărului în avuțiile lui a diminuat încrederea în persoana care oferă, care dăruiește avuțiile. Așa că Solomon își încheie cartea cu acest gând. Adu-ți aminte de făcătorul tău în zilele tinereții tale. Domnul Iisus se uită țintă la noi și iubindu-ne ne spune mult mai mult decât Solomon. Și anume, bucură-te tinere în tinerețea ta, valorific-o la maxim, aducându-ți aminte nu doar de creatorul și de judecătorul tău, ci și de Mântuitorul tău. Iisus nu dorește să ne facă viața mizeră, ci să ne facă viața veșnică. Dorește să ne ferească de momentul dureros în care să nu mai poți privi înainte cu anticipare și să nu mai poți privi înapoi cu satisfacție. Așa că ascultați cu mare atenție ultimul lucru, cel mai am de spus. Cei obsedați să mai adauge ceva ani la viața lor, ar face bine să mai adauge ceva viață la anilor. Cei obsedați de a mai adăuga câțiva ani la viața lor, ar face bine să mai adauge ceva viață la anilor.